Sunteți inițiatorul legii privind prevenirea și combaterea violențelor de la competițiile sportive, o reglementare cunoscută printre fanii fotbalului ca legea lui Mitică, prin care ați împiedicat folosirea steagurilor și a torțelor pe stadioane și ați interzis protestele în tribune la adresa oficialilor din fotbalul românesc. Sancțiunile pentru aceste încălcări sunt foarte dure. Amenzi de 1.000 de lei, interzicerea de a participa la alte evenimente sportive, iar în unele cazuri chiar privarea de libertate. Legea a fost criticată imediat de părți din galeriile de fotbal și în special de ultrași, care au organizat proteste ample, considerând că aceasta este una dintre cele mai dure legi din Uniunea Europeană la adresa suporterilor. Urmează întrebarea. V-ați răzbunat pe ultrașii care vă contestau? Nu, din contră. Mi-am asumat această lege, am făcut-o singur. Sunt, de fapt, printre puținii parlamentari din istoria post-decembristă în care singur, rețineți, singur am făcut o lege organică. Să treacă prin toate comisiile, inclusiv Comisia Juridică, această lege, vă dați seama că trebuie să fie beton. Și am înțeles că mai multe țări occidentale au luat exemplu de la această lege a mea. Și de ce ați făcut-o? Am făcut-o pentru binele. Acum mă felicită toți cei care mă înjurau. Era un stadion întreg, mă trimiteau la pușcărie, mă trimiteau la brutărie datorită acestei legi. Am suportat, mi-am asumat și am făcut o lege bună pentru spectatori, nu pentru câțiva huligani. Bine. Mergem mai departe. Jurnaliștii au susținut că în cei 21 de ani cât v-ați aflat la conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal, blaturile din Liga 1 au atins un nivel maxim, citesc din presă. Sub domnia lui Corleone, Liga a devenit un fel de divizie B din timpul lui Ceaușescu, unde se vorbește doar despre blaturi, despre dubiosul comerț cu fotbaliști, despre bani la negru, femei ușoare sau mașini scumpe. Până și bunul noastră prieten, fostul șef al FRF Mircea Sandu, s-a întors împotriva dumneavoastră în 2013 și v-a acuzat că sunteți vinovat pentru haosul creat la Liga 1. Nemulțumirii de starea fotbalului românesc, principalele ziare de sport v-au contestat, iar suporterii v-au cerut demisia, organizând demonstrații ample în tribune. În acea perioadă, dumneavoastră ați povestit că ați primit o mulțime de mesaje de amenințare. Urmează întrebarea. Ați fost amenințat cu moartea pentru dezastrul din fotbalul românesc? Nu, pe timpul meu nu era dezastru în fotbalul românesc. Când m-au schimbat pe mine, eram pe locul 7 în Europa și pe locul 9 în lume. Când am fost eu la Liga, am venit și până pe locul 3 în ierarhia mondială cu fotbalul. Eu și Mircea Sandu am fost victimele unor oameni politici care au vrut să pună mâna la Ligă pe banii din drepturile de televiziune sau pe o parte din banii de televiziune, iar la federație să pună mâna pe cine are federația. Vă dați seama că are și suporter, are mult în spate. Da, ați primit mesaje de amenințare cu moartea? Nu. Nu. De ce? Vă dați seama că eu spun tot, eu nu știu să mint. Dacă mint acum, uite și vă spun adevărul peste câteva clipe. Nu, niciodată. M-au înjurat. Cei care mă înjurau, după meci veneau să facă poze cu mine. Și zic, dar m-ați înjurat până acum. Lasă-mă, n-am mitică ce, dumneata nu știi de glumă. Bine. Continuăm. V-ați născut pe 30 mai 1946 în comuna Bălcești, din județul Vâlcea, într-o familie atât de săracă încât mâncarea lipsea mai mereu de pe masă. Ați spus așa: mi-era foame rău, eram așa de sărac încât atunci când vedeam pe cineva mușcând dintr-o bucată de pâine, mi se părea că e un om fericit. Ați mărturisit că ați fost cel mai fericit când mama a pregătit un castron plin cu gogoși și v-a lăsat să mâncați pe săturate. În plus, încă de la vârsta de 4 ani, aveați sarcinile dumneavoastră clare în gospodărie, hrăneați animalele și mergeați la câmp. Ați spus că absolut toate amintirile dumneavoastră de atunci sunt legate de muncă. Muncă, muncă și numai muncă. Urmează întrebarea. Ați fost un copil fără copilărie? N-aș putea spune că fără copilărie și n-aș putea spune acum
că eram chiar foarte sărac. Eram sărac, dar nu foarte sărac. Adică aveam un porc, doi de Crăciun, aveam 30-40 de găini în curte, aveam două vaci în curte, aveam rațe, aveam și cădeam în sarcina mea să am grijă de astea. Dar eram dintre cei săraci din Bălcești, dar cu niște părinți foarte harnici, care m-au învățat și pe mine că munca este pe primul loc în viață. Mergem mai departe. Pe lângă neajunsurile pe care le-ați trăit din cauza sărăciei, ați povestit că bătaia era la ordinea zilei, vă citez. Mâncam bătaie de la tata, dimineața, la prânz și seara, de-mi trecea și foamea. E, mai și exagerat. Față de tata, ați avut de-a lungul timpului sentimente contradictorii, ați povestit așa. Pe tata nu l-am iubit niciodată, fiindcă mă rupea cu bătăile, mă biciuia. Dar am ajuns să îl înțeleg și să-l respect mulți ani mai târziu. Mi-am dat seama că atunci când mă bătea, de fapt îmi dorea numai binele. Dar până să ajungeți să îl înțelegeți pe tatăl dumneavoastră, la vârsta de 14 ani, ați fugit de acasă. Urmează întrebarea. Ați fugit de acasă din cauza bătăilor? Nu, nici de cum. Din cauza sărăciei. Și acum, dacă mi-e frică de ceva, mi-e frică de sărăcie. Din cauza sărăciei și a muncii. De când se lumina și până scăpăta soarele, trebuia să muncesc. Și am făcut bine că am plecat de acasă. Nu neapărat că am fugit. Asta este, ce să mai... Am fugit. Nu m-am întors tot acasă. Dar eram un rebel. Eram un copil rebel, așa, și am fost născut într-o comună cu mulți copii isteți, deștepți, care erau pe la facultăți, pe astea, și eu aveam, să zic așa, toată viața m-am înconjurat de anturaje de oameni deștepți, inclusiv la vârsta asta pe care o am și până la vârsta asta. La 14 ani ați fugit de acasă la Craiova, unde ați povestit că obișnuia să descărcați pepeni în piață pentru câțiva lei și să dormiți în remorci. Tata v-a găsit abia după două luni și v-a convins să vă înscrieți la liceu în Făgăraș. La admitere ați trăit un episod pe cât de amuzant, pe atât de dificil, pentru că erați atât de slab, încât nu aveți șanse să treceți proba medicală, v-a venit ideea să supliniți cele 4 kg care vă lipseau, mâncând foarte mult pepene. Vă citez. Când m-am urcat pe cântar, aveam o burtă țuguiată, de făcuse roia din comisie ochii cât cepele la mine. Am făcut greutatea, dar n-am apucat să mă dau jos de pe cântar, că am început să vomit. Până la urmă, ați fost obligați să recunoașteți ce ați făcut, iar șefului comisiei de examinare i s-a făcut milă de dumneavoastră și v-a declarat admis. Urmează întrebarea. Ați mai putut mânca vreodată pepene? Bună întrebare. An de zile n-am suportat lubenița, cum îi spuneam noi la Oltenia acolo. Dar am avut o idee fenomenală, pentru că altfel n-aveam cum să reușesc. Eram... Parcă eram de la Auschwitz, slab, vai de mama mea, aveam 30 ceva de kilograme, vă dați seama, și nu trebuia, nu puteai să reușești dacă n-aveai peste 40. Și atunci, dacă tot descărcam lubenițe prin piață și îi dădeau câte două, trei lubenițe, două le vindeam, una o mâncam, am zis să mănânc una mare de tot. Și să, când am fost pe cântar, așa s-a întâmplat, așa s-a întâmplat. Este adevărat... adevărat tot ce a spus aici. Eram istez de mic, domnișoară, să știți. Observat. Dar te-a jucat să oprești minunea asta, că se plimbă și mi-e frică că să răstoarnă clădirea cu noi. Nu se răstoarnă, e decorul și n-am cum să-l opresc. N-ai cum să-l opresc. Da. Aș face-o pentru dumneavoastră. Cât timp n-ați mai mâncat pepene? 20 de ani, cred. Dar și de după ce? Aceea, cum? Numai... n-ai timp, că ți-am, aș povesti, de asta nici nu beau. Eu nu beau, nu fumez. Una, că aveam vreo 10 ani și mi-a băgat mama o țigară pe gât aprinsă, când m-a aprins fumând, și de atunci n-am mai fumat în viața mea, și cu băutură la o pomană, la mine, la Bălciști, acolo, se vedeau de pași pomană și să mi-au dat copiii să beau țuică. Am băut, m-am îmbătat și de atunci nu pun băutură în gură. N-am fost beat în viața mea decât atunci. Nu eram beat nici atunci, dar am vomitat și așa mai departe. Eram copil.
Și mi-au prins bine. Ca dovadă că toată viața n-am fumat, n-am băut. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. Ați povestit că atunci când ați ajuns la liceul combinatului chimic din Făgăraș... Numai o secundă. Nu, la școala profesională chimică din Făgăraș. Nu. Bine. La liceul asta. Ca să nu zică lumea că mințim. I-ați șocat pe profesori cu înfățișarea dumneavoastră, asupra căreia își pusese amprenta Viața grea de la țară. Ați povestit așa. În călcâie aveam bulevarde de furnici și de-mi cântau greierii. Când m-a văzut profesorul, a spus: Doamne, ce e cu tine? Ești sălbatic, mă, băiatule. Mai mult, ați povestit că ați întâmpinat mari probleme la cantina liceului. Vă citez: eu nu știam să mănânc, luam cu mâinile. De unde furculiță în Bălcești? Eram un țăran autentic. Vreau să știu cât de greu a fost să vă adaptați la viața de la oraș. Urmează întrebarea: când ați învățat să mâncați cu furculița? După o săptămână. De la școală am învățat să mă spăl, am învățat să mănânc. Câți ani aveați? 14 ani, jumate. Dar eram așa de isteț și de să-mi iertați expresia că nu se... și de neadaptat, dar mă adaptam la orice situație. Și eram... un sportiv, dacă am fugit de acasă, vă dați seama ce viteză aveam și acolo la sport. Fugeam bine, mai jucam și ceva fotbal și profesorii m-au îndrăgit. Aveam pe marele handbalist Țiței, care mi-a fost diriginte și a ținut la mine și de fapt mi-a dat așa un pic de educație de cum m-am dus acolo. Iar când m-am întors în Craiova, eram, sau la mine, la Bălcești, eram, pentru că în inima Ardealului, la Făgăraș, vă dați seama, am primit o educație absolut extraordinară. Am avut, nu știu dacă mai e timp, am avut două norocuri. Una că m-am dus în inima Ardealului și alta că m-am însurat cu nevasta. Și asta de acum, că n-am avut alta. Bine. Că mă tot întreabă presa: care nevastă? Asta de acum. Păi ce dumne ai mai avut? N-am mai avut dumne altă. Una și bună de viață. Da. O să vorbim.